România se poate mândri cu locuri de-a dreptul frumoase. Anual aceasta este vizitată de mii de turiști, fie că sunt străini sau fie că sunt români. Aceștia rămân de fiecare dată impresionați. Pe lângă peisajele de vis, țara noastră se poate mândri și cu locuri de-a dreptul uimitoare, care staie răsuflarea. Există un loc în care funcțiile organismului se pot regenera. Află și tu care este acela. România este vizitată de străini din două motive, peisajele unice și energia țării. Se pare că țara noastră este considerată a fi zona cu cele mai multe puncte energetice din lume. În total, ar fi vorba despre 7 astfel de puncte. Unul dintre ele îți oferă puterea de a regenera anumite funcții ale organismului. Locul descris ca fiind o gură de rai este situat în Munții Bucegi, mai exact pe piciorul muntelui Doamnele, pe drumul dintre Peștera spre Doamnele. În acest loc există o zonă de circa un kilometru în care funcțiile organismului au puterea de a se regenera. Am fi tentat să credem că descoperirea este una actuală, însă aceasta a fost făcută în anul 1999. La acel moment, zona a fost în atenția mai multor cercetători din București. Lista cu locurile misterioase nu se termină aici. Printre locurile speciale se numără și triunghiul divin Omul Babele Sfinxul, care este unul dintre cele mai cunoscute puncte energetice din țară. Și în Târgu Jiu se află un loc de-a dreptul special, anume Polovragi. Locul este cunoscut și pentru legendele din zonă. Potrivit acestora, în acest loc Zamoxis îl învață pe vracii tehnici prin care să poată tămădui atât sufletul cât și trupul. De pe lista de destinații nu ar trebui să lipsească nici Panteonul de la Cășcioarele și Ilmeul Silvaniei, Sălași Dacidava, Munții Rarău, Câmpulung Moldovenesc și Sarmisegetuza, orașul subteran Predacii. Aceste locuri te vor uimi prin frumusețea și unicitatea de care dau dovadă, relatează playtech.ro.